fost cu galben, a fost ceva din portocaliu spre roșu. Dar eram ferm convins că odată cu recăpătarea formei fizice vor veni și rezultatele pozitive. Nu aveam nici cea mai mică teamă. Numai că sunt unii care cunosc foarte mult acest, sau foarte bine acest fenomen, în care și-au permis să arunce cu noroi în acești băieți minunați, în care noi nu merităm să fim în play-off, nu suntem de play-off, uitați că suntem de play-off și avem și victorii în play-off. Chiar dacă unii nu credeau în această echipă, i-am crezut de la bun început. Ceea ce privește meciul de astăzi, nu cred că s-a pus vreun moment problema învingătoare. Am dominat jocul de la un cap la altul, practic nu mi-aduc aminte să fie avut nicio ocazie Mediașul. Băieții au făcut exact ceea ce le-am cerut, au jucat exemplar, ocaziile mari și în prima repriză și în a doua, în afară de goluri, ne-au aparținut în totalitate. Până la meciul următor, veți reuși să vă aduceți jucătorii la forma pe care vă doriți dumneavoastră? Cu siguranță, îmi doresc, 100% nu vom fi, dar îmi doresc să fim cât mai aproape de ceea ce îmi doresc eu. Îmi doresc să, în primul rând, acum să ne bucurăm, să avem weekendul în care să ne putem eliberat de stres, să ne eliberăm de, să ne revenim din punct de vedere mental, pentru că a fost o săptămână grea, plecați de lângă familie, îi voi lăsa liber, după care săptămâna următoare, primitoare meciul cu Steaua, vom avea o săptămână grea, o săptămână în care este prima săptămână, de fapt, într-un ciclu normal, în care să pot pregăti echipa din punct de vedere fizic, tehnic și tactic. Vă așteptați la perioada următoare forma fizică să vă dea de pute sau să crească? Să crească, pentru că e mult mai ușor să lucrez cu jucători care nu se antrenează, cât cu jucători care sunt obosiți. La noi nu se pune problema acum, pentru că resurse avem, ne-am antrenat, am pierdut foarte mult din tot ceea ce am acumulat. Repet, datorită faptului că am avut jucători care au fost plecați acasă și venind undeva pe data de 19-20, i-am avut abia peste două săptămâni, practic noi avem foarte puține zile împreună și din cauza asta n-am putut să acumulăm din punct de vedere fizic. Da? Mai sunt meciuri de jucat, s-a încheiat un tur din play-off, urmează returul. Ne dorim ca la sfârșit să terminăm cel puțin acolo unde am terminat campionatul regulat. Vă